Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre apa gazoasă sau sifonul. Sifonul este o băutură industrială care se folosește drept băutură simplă, răcoritoare sau în amestec cu sirop ori vin. Se fabrică din apă potabilă și bioxid de carbon lichefiat. Bioxidul de carbon reacționează și se dizolvă în apă, dând acid carbonic. Pentru ca să aibă gust picat, înțepărător și răcoritor, se introduce bioxid de carbon sub presiune de 7-9 atmosfere. Se prezintă ca un lichid fără culoare, cu gust plăcut, fără sedimente. Ambalarea, sifonul se livrează în butelii de sticlă sau în pahare, direct din dispozitivul de saturare. Unele butelii de sticlă sunt prevăzute cu o armătură metalică rezistentă care asigură închiderea hermetică, precum și o coțeavă de sticlă care pătrunde până la o distanță de circa 5 mm la fundul butelii. Alte butelii de 1x2 litri sunt închise cu capsule de material plastic. Butelile trebuie să fie perfect curate și să îndeplinească condiții cerute de standardul de stat respectiv. Depozitarea și transportul se face în aceeași condiții ca și pentru apele minerale. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!